zugrav și zidar. De ambii avem nevoie atunci când vrem să construim sau să renovăm o casă. Zidarul este persoana care execută lucrări de construcție din zidărie sau din beton. Spunem că zidarii prestează servicii în folosul oamenilor. La construirea unei case participă mai multe persoane: zidari, instalatori, zugravi, tâmplari, etc. Îndatoririle unui zidar sunt să măsoare și să facă un necesar de materiale, să pregătească mortarul și betonul, dar și alte materiale necesare pentru construcții, să taie cărămidă, să realizeze ziduri, să realizeze tencuieli, să clădească coșuri de fum din zidărie, să pună izolații împotriva umidității. Zidarul își desfășoară activitatea pe șantiere de construcție sau acolo unde se construiește sau repară o clădire. Munca se desfășoară în condiții de vreme schimbătoare, în praf, uneori la înălțimi mari și în locuri greu accesibile. Uneltele și echipamentele folosite de zidar sunt găleți și recipiente de amestec, mixere, mortieră, mistrie, cancioc, nivelă, mașină de polizat, betonieră, ciocan și altele. Zidarul are nevoie de mai multe materiale, de cărămizi, de ciment, de nisip, dar și de echipamente de protecție, cască, cizme, mânuși și ochelari. Iar zugravul este o persoană care execută lucrări de finisaj și zugrăveală a pereților unei clădiri. Spunem că zugravii prestează servicii în folosul oamenilor. Zugravul are următoarele îndatoriri: finisează pereții de zidărie, izolează, zugrăvește sau tapetează o suprafață cu un scop igienic cât și decorativ. Un zugrav profesionist vine cu sugestii, completări acolo unde este cazul. Ei sunt specializați pe zugrăveri de clădiri, fiind exterior, iar alții sunt specializați pe zugrăveli de cameră sau pe montarea gresiei și a faianței. Înainte de zugrăvire se pregătesc suprafețele de zugrăvit, folosindu-se materiale de bună calitate. Uneltele și echipamentele folosite de zugravi sunt șpaclu, recipiente de amestecare a materialelor de reparat pereții, trafaleți și diferite pensule, scară. Ei folosesc și o varietate de materiale, lavabil, la morsă, culori, glet, bandă de îmbinare, colțuri de metal, tencuială decorativă, plasă, șmirghel. Zugravul are nevoie de obiecte de protecție, mânuși, ochelari, salopetă sau un halat de lucru. Atât zugravul cât și zidarul au nevoie de o școală profesională sau de o specializare în domeniu. Dacă ne-ați urmărit până aici și vă place ceea ce facem, nu uitați să dați like și abonare! Cofetarul și brutarul. Atât brutarul cât și cofetarul realizează produse alimentare. Haideți să vedem împreună cu ce se ocupă fiecare. Brutarul este o persoană care fabrică sau produce diferite produse de panificație, care poate fi și proprietar de brutărie. Este o meserie foarte veche, dar care a suferit multe schimbări în timp. Unele operații ale brutarului sunt acum preluate de mașini performante. Brutarul își desfășoară activitatea într-o fabrică de mare capacitate sau într-o brutărie de mică capacitate. El muncește în schimburi la temperaturi înalte, într-un mediu cu pulber de făină. Îndatoririle unui brutar dintr-o brutărie mică sunt să prepare diferite aluaturi conform rețetelor de producție, să pună în forme unele produse de panificație, să facă diferite tăieturi în funcție de sortimente de pâine, să presare semințe pe unele sortimente, să coacă, să așeze produsele coapte pe rafturi, să întrețină uneltele și echipamentele din dotare. Uneltele și echipamentele necesare brutarului într-o fabrică sunt linii de fabricație automate, camere unde se lasă pâine la dospit, benzi transportatoare, forme diferite, mărimi, cântare. Într-o brutărie mică, uneltele și echipamentele sunt mai rudimentare: sită pentru cernufăină, cântar, vase, mașini pentru frământat, paletă pentru împărțit aluatul în bucăți mai mici, forme, cuțit pentru realizarea tăieturilor pe pâine, cuptor. Brutarul are nevoie și de un echipament specific muncii lui. Iar cofetarul
este o persoană care realizează produse de cofetărie, prăjituri, rulade, fursecuri, torturi, brioșe. Cofetarii își desfășoară activitatea în laboratoare de cofetărie mai mari sau mai mici, iar mediul de lucru presupune temperaturi înalte, mirosuri puternice și lucruri în schimburi. Un cofetar are nevoie de diferite aparate și ustensile, cuptor, mixer, tel, recipiente, tăvi, spatule, cântar, cană gradată, răzătoare, etc. Cofetarii prepară produsele folosind ingrediente în diferite cantități specifice în rețetă. Aceste produse ajung în cofetării sau sunt ambalate în cutii și vândute în supermarketuri. Multe cofetării au comenzi mari de prăjituri și torturi pentru diferite evenimente. Cofetarul are nevoie de calificare, îndemânare, simț estetic, inventivitate și creativitate, să aibă simțul curățeniei, preciziei, să diferențieze mirosuri și gusturi și să nu aibă boli infecțioase. Cofetăria românească nu are o tradiție îndelungată, dar, după apariția zahărului la noi în țară, vestitul cofetar Grigore Capșa a deschis în București cofetăria Casa Capșa. Iar singurul muzeu al cofetăriei a fost fondat în 2006 la Arad de către un fost cofetar, Ioan Gui. Femeia apicultor. Ea este o persoană care se ocupă cu creșterea alpinelor și obținerea unor produse apicole. Apicultorul se mai numește prisăcar sau stupar. Apicultura este o ramură a zootehniei care se ocupă cu studiul și creșterea albinelor. Albinele, datorită particularităților biologice specifice, furnizează omului mai multe produse, iar prin polenizarea unor plante asigură sporirea producției pentru multe culturi agricole. Pentru lucrările apicole se folosesc diferite unelte și echipamente, centrifugă apicolă, afumător pentru a produce fum care liniștește albinele și astfel pot fi examinate familiile de albine, perie pentru îndepărtarea albinelor de pe rame, cuțit pentru descăpăcit fagurii. Echipamentul apicol este format din mască pentru protejarea capului, a feței și în special a ochilor de înțepăturile albinelor, salopetă, cizme și mânuși. Mierea este o substanță semilichidă, dulce și aromată, bogată în zaharuri, vitamine și enzime, produsă de albine din nectarul florilor. Ceara este produsul apicol cel mai ușor de transportat și manipulat, deoarece nu se deteriorează și nu necesită stocare în recipiente speciale. Este un produs care se folosește ca materie primă pentru industria cosmetică, pentru lumânări. Polenul, lăptișorul de matcă, propolisul și veninul sunt produse apicole importante și apreciate și ele pentru proprietățile lor terapeutice. Nu uitați că mierea este super sănătoasă, mai ales atunci când ne doare în gât sau suntem răciți. Iar dacă vă plac clipurile noastre, nu uitați să dați abonare pentru a ne vedea data viitoare!